Sunt tineri cu visuri și speranțe. Pe amândoi viața i-a adus la închisoare. Două destine controversate. Bine v-am regăsit. Sunt Adriana Stoicescu și așa cum v-am obișnuit, vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. Unul dintre ei a ajuns la închisoare din dragoste, altul din răzbunare. Sunt tineri și speră să depășească perioada de încarcerare. Două povești din care se pot trage învățăminte pertinente. Tânărul din aceste imagini avea puțin peste 25 de ani când a intrat în lumea condamnaților. Povestește cu o tristețe ieșită din comun că dragostea l-a adus în închisoare. Era elev de liceu când s-a îndrăgostit de una din profesoarele sale. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Desigur că a fost un șoc. Este cea mai bună metodă prin care pot exprima lucrurile acestea. Ce s-a întâmplat de a ajuns aici? Pot să spun că totul a început când, la sfârșitul liceului, când am început o relație cu fosta mea profesoară de franceză, Diana Bica. Ea este din Bistrița. A fost detașată în anul 2009, cred, la Năsăud, la Liceul Colegiul Național George Coșbuc. Lucrurile au decurs normal, firesc, când în 2012, cu ocazia zilei de 8 martie, mi-am dăruit, bineînțeles, un trandafir roz și un mic bilețel. Și? Am aflat, destul de surprins, peste aproximativ o săptămână, că mi-a interpretat acele rânduri într-un mod foarte, foarte personal. Și a trădat, să spun așa, sentimentele pe care, spune ea, mi le purta de mai multă vreme. Relația a fost foarte scurtă și tumultoasă, deoarece era căsătorită deja, încă din 2009. Mie mi-a convenit acest lucru și n-am dat importanță faptului, deoarece era prima relație și nu m-am gândit la multe, nici la cum va evolua sau ce consecințe vor urma după aceea. În toamna acelui așa an am intrat la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea, iar fosta profesoară a început să fie foarte geloasă pe mine, nefondat, bineînțeles, dar îi plăcea să îmi facă scene de gelozie pentru ca să mă aducă cât mai aproape de casă. Din capriciu, aș spune. Viața la facultate a fost, pot spune, mult mai restrictivă decât la facultățile de în alte domenii, pentru că aveam un program foarte strict, respectiv aveam dreptul să mergem acasă o dată pe lună și să ieșim din incinta seminarului doar 2 ore pe zi, respectiv o oră după masă și o oră seara. Astfel încât programul nu îmi permitea nici să mă angajez, nici măcar part-time, și nu puteam nici să vin acasă de mai multe ori. Totuși am ajuns în scurt timp să încalc aceste reguli. Veneam acasă în mod abuziv, fără permisiune, fapt pentru care am primit un avertisment la început. După aceea, în vizitele pe care le făceam adesea la Năsăud și la Bistrița, ea mă întâmpina de multe ori cu reproșuri sau fugea de mine, se ascundea, deci nu mergea deloc. Potrivit spuselor sale, femeia de care s-a îndrăgostit i-a răspuns cu aceeași iubire.
Povestește că pentru a întreține această relație avea nevoie de bani, de cât mai mulți bani. Așa a intrat pe drumul fără de legilor. Are doar 27 de ani. Era student la teologie când a fost arestat. Este din Bistrița Năsăud. Numele lui, mai mult ca sigur, nu vă spune nimic. Este doar un tânăr pe care dragostea, așa cum spune el, i-a dat mari bătăi de cap. Au fost două episoade când am încercat să o vizitez în timpul vacanțelor, când ea era singură la bunici, la Ocna Mureș, altă dată într-un sat lângă Brașov, dar nu m-a primit. Și toată această situație m-a determinat să mă simt respins. Totuși, n-a încetat niciodată să îmi dea speranță, să mă facă să înțeleg că ar putea exista o șansă cât de mică. De multe ori când ne vedeam, ceda impulsului de a mă respinge sau a mă refuza. Dar până la urmă aceste refuzuri m-au împins să trag concluzia că dacă aș putea să fiu mai des și o perioadă mai lungă de timp aproape de ea, lucrurile s-ar îndrepta. În contextul acesta am ajuns să realizez că nu îmi pot permite nici măcar să o văd, nici măcar un bilet de tren sau autobuz, deci până și deplasarea trebuia să îmi fie susținută de un ajutor financiar pe care nu îl aveam din familie și nici condiția mea de student nu mi-o permitea. Pe fondul acesta am intrat în legătură cu un fost coleg din școala generală și împreună am săvârșit câteva infracțiuni de furt calificat. Era prima dată când mă gândeam să recurg la asemenea fapte, deși este un paradox că nu m-am gândit, de fapt, tot ceea ce implică asemenea fapte. Și la un moment dat, bineînțeles, am fost suspectat și anchetat pentru acestea. Pentru infracțiunile de furt calificat m-am împăcat cu părțile vătămate prin declarații notariale de împăcare, fapt ce, probabil știți, înlătură răspunderea penală, deci procesul penal a încetat și nu am fost condamnat pentru acelea. Am restituit integral prejudiciul cauzat, undeva la, per total, la 3 infracțiuni, o sumă undeva de 130 de milioane de lei vechi. Primul proces s-a încheiat în septembrie 2015, iar în decembrie 2015 anchetatorii m-au trimis în judecată pentru o altă faptă, în concurs cu primele, de practic 2 în 1, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Ce s-a întâmplat de fapt? Într-una din locuințele la care se vârșisem una dintre faptele de furt calificat, găsiserăm un card bancar și am fost trimis să-l verific la bancomat dacă există fonduri. În realitate, nu am verificat cardul respectiv, l-am aruncat pe stradă, m-am dus acasă și am spus că l-am verificat. A trecut perioada aceea, dar nu am putut să dovedesc lucrul acesta în instanță. Iar ceea ce a fost decisiv la condamnarea mea a fost reconstituirea și declarația de recunoaștere. Cum a reacționat familia când a auzit ce ai făcut? Știa de relația ta cu fosta ta profesoară? Știau, dar nu știau că se ajunsese atât de departe. Nu am
lăsat familia să cunoască toate detaliile, toate aspectele din viața mea. Ziua în care a intrat pe poarta închisorii l-a marcat profund. Era un decembrie friguros. De peste tot se auzeau colinde, iar casele erau împodobite de sărbătoare. A intrat în lumea condamnaților în urmă cu un an. Justiția l-a găsit vinovat de operațiuni financiare frauduloase și l-a dus după gratii pentru 3 ani și 8 luni. Fosta ta profesoară cum a reacționat când a aflat că trebuie să fii la închisoare? Prima dată când am fost arestat preventiv în 2015, mi-a scris vreo 2-3 scrisori în care se arăta și ea foarte șocată. Eu cred că a fost mai mult un șoc la vis-a-vis de ideea de a fi închis, la primul contact cu legea și cu organele de poliție, un șoc pe care l-ar trăi oricine, orice persoană din societate. Nu neapărat pentru că ar fi fost sporit acest șoc de sentimentele pe care le avea pentru mine. Ce diferență de vârstă era între voi? 8 ani. Cum s-a terminat relația? Am mai continuat să vorbim la telefon și prin mesaje până în vara lui 2014, cred, după care s-a încheiat foarte brusc. A încetat să mai răspundă la orice. Am mai încercat să o vizitez o singură dată. Nu a funcționat și de atunci nu am mai comunicat absolut deloc. Am citat-o ca martoră în proces în toamna lui 2017, ca și martor în circumstanțiere. A refuzat însă să vină, să mă ajute, lucru care m-a surprins la vremea respectivă, însă a fost adusă cu mandat de aducere. Am văzut-o pe holul judecătoriei împreună cu mama ei, Mircan Boncea, Maria, mi-amintesc bine, da? Care m-a amenințat pe holul judecătoriei. De ce te-a amenințat? Pentru că era ciudă că a fost adusă fiica ei cu mandat de aducere. Fosta profesoară, Diana Bica, a fost în cadrul procesului, când a fost constrânsă de situație să dea mărturia respectivă, a declarat că este într-o oarecare relație de dușmănie cu mine și a fost foarte scurtă mărturia neconcludentă. S-a maturizat peste noapte când a ajuns la închisoare. Iubirea sa a rămas doar o amintire, una urâtă din păcate. Fosta profesoară l-a dat în judecată și, spune el, îl hărțuiește prin tribunale. Dacă a fost iubire sau nu, doar cei doi știu. Angelo susține că da și că din cauza acestor sentimente puternice a fost în stare de orice, chiar să fure. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? La fel, pot să spun că a fost un șoc, pentru că nu aveam nicio idee despre cum este în realitate, iar realitatea diferă 100% de ceea ce vedem în filme. Și a fost un sentiment că am ajuns într-o lume despre care nu știam că există. Parcă intrasem într-o altă dimensiune. A fost prima dată când am realizat că nu mai sunt împreună cu familia, că nu mai am libertate să merg unde vreau, să fac în fiecare zi ceea ce vreau să... Am constatat lipsa unui program zilnic, exercitarea însă și a voinței este foarte, foarte periclitată aici. Cu toate că avem un program zilnic de care dispunem și pe care îl putem organiza după cum dorim, libertatea de mișcare este foarte periclitată.
Mai crezi în iubire? Sincer să fiu, mă gândesc foarte mult, m-am gândit foarte mult la lucrul acesta și pe perioada procesului, dar mai ales de când sunt aici. Și cred că există iubire adevărată în rândul copiilor. Există doar până la acea vârstă la care oamenii încă nu au dat piept cu viața. Poate să existe până în acel moment în care omul nu a realizat încă faptul că există interese de care se poate folosi, că există avantaje pe care le poate trage de pe urma acestui sentiment sau a unor relații. Însă acum, dacă vorbim despre o relație bărbat-femeie, o privesc ca pe un contract, aș spune mai degrabă. Cum îți vezi tu viața de după închisoare? Poate nu le vine multora să creadă lucrul acesta, dar faptul că am ajuns aici nu-l consideră o pedeapsă, sau mai bine zis doar o pedeapsă, nici o bătaie a lui Dumnezeu, ci mai curând un privilegiu. Pentru că doar astfel am putut să mă aflu la un moment dat al vieții în ipostaza de a realiza niște aspecte ale vieții pe care nu puteam să le realizez și să le conștientizez în nicio altă situație din societate. Timpul petrecut aici mă face foarte mult să mă gândesc la viață și la libertate, la relațiile cu familia, la relațiile interumane, dar mai ales la scopul meu în viață. Pot să spun că timpul petrecut aici îmi clarifică intențiile și gândurile pentru ceea ce vreau să fac cu viața mea pe viitor. Bineînțeles, abia aștept să treacă timpul pe care trebuie să îl petrec aici și cu gândurile, cu toate prioritățile vieții refăcute, am de gând să îmi reiau viața exact de acolo de unde am lăsat-o, însă nu mai vreau să mi-o trăiesc așa cum aș fi vrut înainte de a ajunge aici. Pentru că viața în penitenciar, cu toate privațiunile pe care le impune, m-a făcut să mă simt mult mai legat, mult mai atașat de familie, de părinți. Cea mai mare prioritate a mea la ora actuală este să petrec cât mai mult timp împreună cu părinții, să pot să fiu alături de ei, să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru mine și trăind alături de ei, să evadez din lumea reală, să trăiesc ceea ce îmi place într-o microsocietate familială. Angelo a reușit să șocheze familia, dar și prietenii prin ceea ce a făcut. Nimeni nu se aștepta ca un student la teologie să se apuce de furat. Lui însă nu i s-a părut nimic deplasat în a fura banii unor oameni de pe carduri. Spune că pentru iubirea sa era în stare de orice. Cât de mult te-a schimbat închisoarea? O să vă spun un aspect care nu poate să fie conștientizat la prima vedere. Chiar dacă a fost un șoc arestarea preventivă și cele câteva luni petrecute aici în 2015, după ce am fost eliberat, impresia pe care mi-a lăsat-o a trecut destul de rapid. M-am reintegrat, mi-am reluat studiile,
Am început să îmi duc viața mai departe, uitând că am trecut pe aici. Dar fiind acum la a doua intrare, pot să spun că toate ideile pe care le am despre viață și despre societate se cristalizează. Au un impact de lungă durată. Pentru că, vedeți, aici se poate intra foarte, foarte ușor, dar se iese foarte greu. Iar după ce ai trecut odată pe aici și liberându-te, îți reiei viața de unde ai lăsat-o, uitând toată această experiență, ești chiar mai vulnerabil decât erai înainte să ai orice problemă cu legea. Pentru că vrem să credem sau nu, orice a fost condamnat este urmărit. Blamul societății este asupra lui mereu. Organele legii, bineînțeles, sunt cu ochii pe tine. Și chiar tu însuți te simți urmărit. Multă vreme, chiar și până acum, când am început executarea în decembrie anul trecut, în toată viața mea personală, socială, m-am simțit urmărit, m-am simțit suspectat de oamenii de pe stradă, de oamenii din magazine. Simțeam în lăuntrul meu că cine se uită la mine, se uită la mine să nu fur ceva. Te consideri un infractor? Dacă vorbim despre justiție absolută, recunosc, sunt vinovat pentru faptele pe care le-am făcut, dar sunt într-adevăr un infractor, ad literam, însă raportat la experiența mea infracțională de până acum, nu mă consider un infractor. Nici pedeapsa pe care am primit-o nu o consider justă. Cum am spus și mai înainte, dacă vorbim despre justiție absolută, fără să ținem cont de circumstanțe, fără să ținem cont de o a doua șansă, fără să ținem cont de noțiunea de clemență, totul este bine meritat, dar ținând însă cont de celelalte aspecte, aș putea spune că îndreptarea mea se putea atinge și cu mai puțin. Ca dovadă că reintegrarea mea socială și îndreptarea a fost atinsă încă dinainte de finalizarea procesului. Nu am mai recidivat, nu am mai săvârșit nicio faptă de natură penală, însă totuși am fost condamnat pentru că în virtutea legii trebuie să plătesc. În închisoare s-a refugiat în lumea cărților. Vechea dragoste a rămas doar o amintire. S-a gândit de nenumărate ori dacă ar putea da timpul înapoi, dacă ar face același lucru și crede că ar proceda la fel. Există prietenie la închisoare? Da, există prietenie. Din ceea ce am văzut și am auzit, există chiar prietenii solide, prietenii care au rezistat și după liberare, însă în ceea ce mă privește, cu toate că am cu unii colegi relații foarte bune, nu consider că aș putea fi capabil să leg niște prietenii ca și afară. Omenie există în închisoare? Da, există. Există
vă puteți imagina ca și în societate. Există și părți bune și părți rele. Nu există pădure fără uscături, nici în societate, cum nu există nici aici. Nu este, din acest punct de vedere, mai prejos închisoarea decât societatea. Doar că dozajul relațiilor interumane, în ceea ce privește calitatea, lasă de dorit în mai mult, într-un procent mai mare decât în societatea civilă. Pe tine te-a impresionat povestea vreunui coleg? Nu știu din ce punct de vedere vă referiți. Cu ce a venit aici și povestea lui de viață, el ca om? Da, am auzit povești de viață surprinzătoare, pline de aventuri, dar nu pot să spun că am auzit ceva ce n-aș mai fi auzit niciodată sau ce n-am mai auzit până acum, deci ceva senzațional. Tu ce faci aici de dimineața până seara? Cum îți ocupi tu timpul? Sunt foarte recunoscător, în primul rând, lui Dumnezeu și apoi cadrelor, că am obținut un loc de muncă la bibliotecă și la redacția revistei penitenciarului, astfel încât ziua îmi curge foarte ușor. De la ora 7:30 dimineața suntem scoși la muncă, la clubul penitenciarului, lucrăm la revista redacției, avem o revistă Observator care apare lunar, 30 de pagini, la care redactăm diferite articole despre lege și justiție, de exemplu, file de istorie, avem o rubrică Lumină și creștinătate, în care cuprindem sărbătorile lunii respective, o rubrică de caleidoscop, în care adesea cuprindem tot felul de curiozități sau lucruri inedite despre din domeniul științei sau din domeniul literaturii, din domeniul istoriei. Angelo pare la prima vedere un tânăr care trăiește în lumea lui. Este tăcut, ai senzația că nu te vede, nu te aude. Dragostea și venirea la închisoare i-au zdruncinat sufletul și i-au prăbușit visurile. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? La modul teoretic, închisoarea ar trebui să reprezinte, așa cum spune și numele, penitenciarul, un loc de penitență, un loc de ispășire al pedepsei, un loc care să te determine să te interiorizezi, să raționalizezi întregul tău comportament și să te facă mai bun. În realitate, însă, penitenciarul nu întrunește, aș putea spune, nici măcar jumătate din această imagine pe care ar trebui să o aibă. În realitate, penitenciarul este un loc de deținere în care oamenii sunt ținuți fără noimă, aș putea spune. Pentru că nu ne putem aștepta ca recidiva, rata recidivei să scadă în societate dacă nu avem niște programe de reintegrare socială foarte bine gândite. Există o reintegrare reală aici? Din punctul meu de vedere, reintegrarea socială nu ține doar de dorința omului. În primul rând, pornește de la mentalitate. Reintegrarea socială este mult mai facilă în rândul celor care provin din medii sociale, medii și superioare, și are mai puține șanse în rândul celor care provin din medii sociale mai precare. Vorbim, bineînțeles, aici de mentalitate, în primul rând, despre cum a crescut copilul respectiv, despre cum a învățat că poate să obțină în viață lucrurile de care are nevoie, după posibilitățile lui, după modul în care l-a primit și societatea, care dacă nu a fost foarte primitor, îl
determină, să spun așa, la un comportament pe măsură, egală, de repulsie, de aversiune, de un comportament agresiv, chiar față de societate, agresiv din punct de vedere moral, mă refer. Bineînțeles, rata recidivei este menținută la un nivel crescut și de situația materială, care ocupă un loc central în viața individului. Tu crezi că poți fi un model? Da, consider că pot să fiu și sunt un model, mai ales pentru faptul că am ajuns aici. Pentru că dobândesc aici o experiență pe care cei mai mulți din societate nu au posibilitatea să o aibă. Pot să realizez, să interiorizez niște noțiuni la care în viața de zi cu zi nu avem efectiv timp să ne gândim. Nu avem nicio posibilitate, nu ne trăznește prin cap, aș putea spune, ca să folosesc un termen mai profan, nu ne trăznește prin cap să ne gândim la anumite aspecte ale vieții pe care doar mediul aici, mediul de aici ne determină să le interiorizăm. Tânărul din aceste imagini este încă un copil. Are puțin peste 21 de ani și susține că se află în închisoare nevinovat. Spune cu amărăciune că răzbunarea și răutatea l-au aruncat după gratii. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Rea. A fost un șoc prima dată când am fost arestat. Cum a fost ziua aia, prima zi într-o celulă? Să o aduci aminte? Am crezut că mi s-a sfârșit viața. Adică m-a luat așa brusc din mediul în care trăiam, aveam loc de muncă, facultate și când am ajuns pe arest, am crezut că s-a terminat totul. Ce s-a întâmplat de ai fost arestat? O tipă a depus plângere, cum că am violat-o. Și așa a fost? Nu a fost chiar așa. De fapt a fost o bătaie. Și de la o bătaie s-a ajuns la viol. De ce v-ați bătut? Sau ai bătut? Nu am bătut-o pe ea, cu niște neamuri de-a ei, unchiul său și vărul ei. Am bătut pe ei și a sunat la poliție și a zis că am vrut să violez. Pe tipa aia, de-aia am bătut pe ei. Și când a venit poliția, a zis că am violat-o. Păi și tu n-ai putut să demonstrezi că nu e așa? Singura mea dovadă a fost expertiza medico-legală. Și ce a spus expertiza? Că n-a fost violată, nici bătută. Dar ea și-a băgat martori, familia, toți care au fost acolo. Și martorii au contat mai mult ca expertiza. Adică tu ai ajuns la închisoare pentru o faptă pe care nu ai făcut-o? Da. Ce părere ai despre toată povestea asta? Că justiția din România aplică legile. Nu caută să facă dreptate. Familia ta ce a spus? Păi a fost șocată. Prima dată nu m-au crezut. Au crezut-o, adică nici eu n-am știut la început pentru ce sunt acuzat. Doar când am fost chemat la poliție. Și atunci în ziua aia am fost arestat și ei au primit vestea asta tot de la poliție. Cum că sunt arestat pentru viol. Este de fel dintr-un sat din imediata apropiere a Turdei. A fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol. Nu știu, așa ușor poți să ajungi la închisoare în România? Credeți-mă că până anul trecut eu n-am crezut că sunt persoane nevinovate în pușcărie sau să ajung așa ușor. Tu ai avut un avocat? Am avut. Și el ce a spus despre cazul tău? Mi-a garantat. A spus că în cel mai rău caz mă scoate cu suspendare. Dar pentru ce dacă nu ai... Cum a fost când ai intrat pe partea închisorii? Păi prima dată am fost pe arest. Am stat 3 săptămâni și când am venit aici am crezut că, nu știu, am crezut că e gata, o să fiu tot timpul în pușcărie. M-am simțit rău,
Tu știai ceva de închisoare înainte? Nu aveam habar, nimic. Mi-ai spus că erai la facultate, la ce facultate? La Politehnică, Facultatea de Mecanică. Colegii tăi cum au reacționat? Ei n-au știut, au crezut că am murit. Nemai fiind la facultate, n-am mai fost la cursuri. N-au știut nimic despre mine. Și am stat o lună arestat anul trecut și după aceea m-am judecat în libertate. Și acum, în iunie, mi-a venit sentința finală. Cum a fost ziua aia când ți-ai aflat sentința? Groaznică. Aici ce faci tu de dimineață până seara? Păi am noroc că lucrez și trece timpul mai repede. Am stat și pe staționare și era groaznic. De toată ziua am închis într-o cameră, fiind învățat în libertate, e ceva șocant. Cum ai descrie tu închisoarea celor de afară? Rea. Nici să nu se gândească să facă vreo faptă sau ceva de genul, să ajungă aici. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? De familie. Te vizitează? Ce-ți spune când vin la tine? Mă vizitează săptămânal, fiecare săptămână. Speră să ies cât mai repede, da. Tu nu te-ai gândit să apelezi la CEDO, nu știu, să... Eu am vorbit cu avocat, am vorbit și cu alți avocați, au zis că nu mai am nicio șansă. De ce nu să nu mai ai nicio șansă? Nu știu. O să că singura cale a fost la Curtea de Apel și Curtea de Apel mi-a respins. Nicolae a intrat în pușcărie în urmă cu 6 luni. A fost încarcerat la Gherla. A fost pentru prima dată când a văzut și a aflat ce înseamnă o închisoare. Nu va uita niciodată ziua când a trecut pe porțile mari ale temniței. Nu înțelegea unde a ajuns și cum este posibil să fie condamnat, spune el, fără probe concrete. Cum au trecut lunile astea de când ai fost încarcerat? Greu. Noroc cu locul ăsta de muncă, că trece timpul mai repede. Nu e ca și pe staționare. Stai toată ziua în cameră, să aștept să treacă ziua. T-au schimbat în vreun fel lunile astea de detenție? Da. Eu am început să văd viața altfel, să prețuiesc libertatea mai mult. Dar cum vedeai tu viața înainte și cum o vezi acum? Păi înainte nu aveam nicio treabă, nu știam ce să le-a probleme, habar n-aveam, până nu am aflat acum. Acum când mă gândesc că aveam o problemă de genul că trebuia să-mi schimb, avem lopele la mașină, acum o problemă de genul ăsta nu mi se pare foarte mare în comparație cu ce am acum. Aveai o prietenă afară? Nu, acum nu, n-am avut. Prietenii tăi cum au reacționat când au auzit că trebuie să... Au știut? Au fost șocați la început. Crezi că vei fi marginalizat în momentul în care te vei elibera? Da. De ce? Pentru fapta în sine. Te consideri un violator? Nu, pentru fapta... pentru care sunt condamnat, pentru asta, cred că o să fiu marginalizat. Aici ai avut probleme când ai venit în închisoare, când s-a aflat cu ce fapt ai venit? Am avut cu unii băieți, dar am încercat să evit. Cum e viața la închisoare? Rea. Crezi că, nu știu, cine ajunge la închisoare... poate schimba detenția un om în bine, în rău? Ce, cum influențează pușcăria? Încă nu știu. Adică de 4 luni aici și... Doar că m-am maturizat.
încep să văd lucrurile altfel. Nu știu cum o să fiu după ce o să ies. Cât timp mai ai de stat aici? Am 2 ani și 11 luni. Cum vezi perioada asta? Lungă, mult, prea mult. Ce povești circulă prin închisoare? Păi, ce povești circulă? Adică despre violatori sau... Nu, mă știu, în general. Păi aici toată lumea o arde pe chierii, pe chestii de-astea, prea să arate care e mai șmecher. După cum l-ați auzit, el doar a fost în mijlocul unui scandal. Nu a fost vorba de niciun viol. Cu toate astea, justiția l-a găsit vinovat de așa ceva. Dacă acest tânăr spune adevărul sau nu, doar cei implicați știu. Dacă a ajuns la închisoare din răzbunare, ne întrebăm ce justiție există în țara asta. Așa ușor se poate ajunge în malaxorul justiției? Este o întrebare la care doar justiția ne poate răspunde. Dar cum este să te trezești dintr-o dată, nu știu, cu criminali, cu hoți, cu tot felul de borfași să trăiești? E un șoc, dar dacă poți să te înțelegi cu ei... Există prietenie în închisoare? Încă nu, nu știu. Bunătate? Da, adică bunătate se oferă la cineva, mâncare sau ceva de genul, da. Tu ce sfaturi ai primit de la ceilalți deținuți când ai fost încarcerat? În primul rând să nu recunosc faptul. Adică să zic pentru ce sunt condamnat. Păi zicea lumea că pot să fiu bătut, că pot să-și bată joc de mine și chestii de astea. Ce, ai fost bătut? Nu. Și nici n-am mințit că sunt pentru altceva sau... Nu știu, dacă ar fi să stai de vorbă cu niște tineri, să le povestești despre închisoare, despre viața, așa, ce le spune tu? Ai putea să le spui ceva? Sunt de 4 luni aici, încă nici nu cunosc închisoarea așa bine. Ce pot să le spun? În afară de a munci, ce mai faci tu aici? Cum îți ocupi timpul? Citesc, fac mișcare. Ți-ai făcut planul pentru viața de după gratii? Da, în primul rând vreau să-mi termin studiile. Și după aceea, nu știu, să văd ce o să fie. Vei rămâne în România? Nu. De ce? Sincer, m-am săturat de... Adică m-am săturat. Vreau să plec cât mai repede. De ce? Cu ce te-a dezamăgit pe tine? Chestia asta pe care am pățit-o. Ești convins 100% că ești nevinovat? Da. Ai încercat să stai de vorbă cu fata respectivă după, nu știu, cu ce ai fost arestat? Sau familia ta a încercat să stai de vorbă cu ea? Să... Ea ce a spus la proces? Da, a încercat și a zis că vrea să mă vadă închis. Pentru ce, nu știu. Doi condamnați, alte două povești din această Românie. Ce vor face după eliberare rămâne de văzut. Tu ai avut posibilitatea să vorbești în instanță? Da. Să spui și ce le-ai spus judecătorilor? Le-am explicat, adică am explicat și în declarație cum a fost chestia, dar am fost singur. N-am avut martori în fața locului, n-am avut nimic. Dă-mi și mie o definiție a închisorii. Loc foarte rău, pe scurt. În justiției? Nu știu ce să zic despre ea. Tu ce fel de om erai când ai intrat în închisoare și cum ești acum? Păi, îmi plăcea să trăiesc viața, munceam, aveam un loc de muncă full-time, mă ocupam de facultate. Acum sunt închis. Regrezi ceva? Da, regret ziua aia în care puteam să fiu un alt loc, nu acum. Thank you.
Alte două povești, alte două lecții pertinente de viață. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații.